zeci de mașini au rămas blocate pe drumul dintre Bacău și Dragomirești. Printre autovehicule se află un autobuz de călători, dar și o mașină cu deținuți. Cei care s-au încumetat să plece la drum au avut de furcă cu nemeții. Ați rămas împotmolit aici. Păi nu vedeți că nu este nicio mașină, nu s-a dat cu nisip, cu sare, nu s-a dat cu nimic. Cum să mai putem urca? Nu vedeți? În plină pădure și nu este niciun utilaj, nici sare, nici nisip. Patinează mașinile, ce să facem? N-avem nicio șansă. Ce o să faceți acum? Nu știu, mai stăm câteva ore, poate apare vreun utilaj. Nu știu. Intervențiile ambulanțierilor au fost extrem de dificile. Mașinile salvărilor au ajuns după ore bune la solicitări. Un bărbat de 51 de ani se zbate între viață și moarte după ce a fost lovit de tren. Tragedia s-a produs pe raza localității Murgeni. Bărbatul a încercat să traverseze calea ferată, însă din cauza viscolului și a ninsorii nu a observat trenul care l-a lovit din plin. Acesta a fost dus la spital, iar starea sa este critică. Ambulanțele au avut și ele de furcă din cauza vremii. O mașină a salvării a rămas împotmolită în zăpadă 5 ore în încercarea disperată de a ajunge la un pacient din comuna Dimitre Cantemir. Și polițiștii de frontieră s-au luptat cu nămeții. Aceștia au salvat mai mulți copii care se întorceau pe jos de la școală în zona comunei Berezeni. De asemenea, agenții de la frontieră au scos din nămeți aproape 20 de persoane care se aflau în 9 autoturisme rămase blocate în dreptul localităților Vetrișoaia și Berezeni. Pe toate drumurile județene se acționează cu utilaje de dezăpezire.